Bine v-am găsit! Ne aflăm într-o nouă săptămână de muncă și pentru chef și puteri noi vă propunem o ediție interesantă. O brândușă a primăverii pentru toți locuitorii Republicii. În capitală a avut loc festivalul Republican cu acest simbolic titlu. Despre muzica care exprimă ceea ce nu poate fi spus în cuvinte și ce înseamnă ea pentru interpreta Zinaida Julea. Cărțile pentru copii și valoarea lor în formarea ca personalitate. Palatul de creație a copiilor și adolescenților din capitală a găzduit festivalul Brândușa Primăverii. La el au fost prezentate cele mai reușite numere artistice, cu care elevii școlilor din țară au evoluat în cadrul Mărțișorului 2013. Cântecele și dansurile populare au trezit un viu interes la public, printre care au fost și cei 25 de profesori de limbă moldovenească aflați în capitală la cursurile de perfecționare. Festivalul a fost organizat de către Uniunea Moldovenilor în comun cu specialiștii Institutului de Stat de Dezvoltare a Învățământului. În cadrul lui, copiii dotați din țară și-au manifestat talentele, evoluând cu dansuri și cântece populare. Toți acești copii vor să evolueze pe scena din capitală și noi le propunem acest moment, această clipă, chiar aș zice, această clipă de slavă, ca și alții să-i vadă, să-i onoreze, să-i felicite. Andreana Chiora, eleva școlii numărul 5 din orașul Râmnița, a prezentat cânticul Vă poftim la horă, care a fost primit de public foarte cald. Ansamblul de dansuri asortit din satul Hrustavaia, raionul Caminca, domnișoarele din satul Băcioc, raionul Grigoriopol, Mihai Nazaroi, interpretul de la Corotna și mulți alții au venit cu compozițiile sale muzicale pregătite la un nivel înalt. Sandu Garaba din orașul Bender a fost cel mai mic participant al festivalului și a acumulat cele mai multe aplauze. El a interpretat foarte original piesa în stil jazz, Dansează Baba. Cu toate că decada de acum e pe sfârșit, însă noi continuăm această sărbătoare frumoasă. Elevii liceului nostru și nu numai a liceului participă cu mare interes la activitățile acestea care se petrec în cadrul Mărțișorului și alte măsuri care au loc în oraș și în școli. Stai la fără mare, dai și mic și mare. Foarte îmi place folclorul moldovenesc, îmi plac dansurile, cântecele, ele sunt foarte frumoase, interesante și astăzi eu am participat în festivalul Mărțișorului. Eu consider că generația noastră trebuie să studieze și să știe folclorul moldovenilor. E de menționat că toți participanții sunt discipolii școlilor alolingve. Însă dragostea față de limba și cultura moldovenească îi face să studieze și mai profund această disciplină. Mie îmi place mai mult folclorul, eu mai cânt încă cântici populare, mai cânt jazz și multe altele, cum se primește când sunt piese interesante. Vrem ca să se atașeze acești copii la tradițiile poporului nostru. Sperăm că le deschidem un drum verde în țara talentului. Uniunea Moldovenilor întotdeauna a promovat tradițiile și obiceiurile poporului nostru. Anume acesta este și scopul lor de astăzi, de a le demonstra tuturor obiceiurile, aduse din toate colțișoarele Republicii noastre, perle folclorice, pe care încă nu le cunoaștem. Muzica exprimă ceea ce nu poate fi spus în cuvinte, iar cântăreții prin ea se dăruie publicului. Astăzi, în exclusivitate pentru emisiunea ta, aflăm ce înseamnă muzica pentru artista poporului din Republica Moldova, Zinaida Julea. Muzica este o lege morală. Ea îi dă suflet universului, are gândirii, având imaginației. Este farmecul tinereții. Pentru eroina noastră, muzica este totul. Întâi și întâi, muzica este viața mea. Eu nu pot să-mi imaginez să mă aflu în afara muzicii, deci eu respir cu muzica, eu trăiesc cu muzica. Îndrăgita cântăreață Zinaida Julea a venit pe lume la 2 decembrie 1951 în familia Eugeniei și a lui Aron Julea din satul Hârbovăț. Dragoste de muzică, spune Zinaida Julea, i-a fost transmisă de părinți, care aveau de asemenea voci foarte bune. Mama cântăreței a cântat în corul bisericesc. Studiile le-a făcut la Școala de Muzică Ștefan Neaga, mai târziu la Institutul de Arte din Chișinău. Acolo ni drag și ni eram.
Majoritatea artiștilor tineri se infiltrează în tagma celor buni pe neobservate. Cu Zinaida Julia a fost totul altfel. A auzit-o Isidor Burdin, care întemeiase vreo 5-6 tarafuri prin Chișinău. A luat-o de mână și a adus-o la filarmonică la repetiția lui Serghei Lunchevici și a exclamat cu o frază care a devenit antologică. Uite-o, Serioja, pe Maria Tănasie a Basarabiei. A fost un strigăt la cer, un strigăt auzit probabil acolo sus, deoarece tânăra interpretă îmbobocea ca o floare cu fiecare concert. Maestru Lunchevici veghea alături mereu ca un bun grădinar. De la vârsta de 17 ani și până în 1991, Zinaida Julia activează în calitate de solistă în Orchestra de Muzică Populară Fluieraș. Cu această formație a efectuat mai multe turnee peste hotare, cu trei rând aproape toate continentele. A mai activat și în Orchestra Mugurel, apoi evoluează cu Orchestra de Muzică Populară Lăutarii, sub bagheta maestrului Nicolae Botgros. Eu zic, publicul este unul. Atunci când te dăruiești, când ești pe scenă și te dăruiești publicului din plin, atunci publicul nu întârzie să te răsplătească cu aplauze și cu multă, multă bunăvoință. Asta s-a întâmplat azi, ați văzut, ați fost martori și dumneavoastră. Aveți un public minunat și eu rămân cu speranța să ne mai revedem, dragi spectatori, cei care ați fost la acest concert minunat. Cu cântecul ei, ba trist, ba înduioșător, ba vesel, ba săltăreț, cu doina, cu balada, cu romanța, cu ceea ce constituie această mare cântăreață a neamului, dumnea ei a câștigat dragostea și stima marelui public. În 1976 îi este conferit titlul de artistă emerită a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, iar în 1985 cel de artistă a poporului. Un stat puternic e de neînchipuit fără de un popor cărturar. Cine ne îndrumează? Cine muncește asupra spiritualității noastre? Bineînțeles, el, pedagogul. Mai bine de 23 de ani, Angela Nicolinco predă limba și literatura moldovenească la Colegiul Agrotehnic din Capitală. În această perioadă de timp, dumnea ei le-a altoit la sute de elevi dragostea față de graiul moldav, folclor, tradiții și dateni. Studenții iubesc lecțiile Angelei Nicolinco, ele fiind deosebite. Chiar dacă limba moldovenească nu este maternă pentru mulți din ei, ea le-a devenit aproape de suflet. Prin intermediul limbii, tinerii nu doar comunică, dar și își manifestă talentele sale creative. În timpul lecțiilor avem arta moldovenească. Facem cunoștință cu folclorul moldovnesc, cu doinele de haiducie, doinele de dragoste. Învățăm studenții și le atragem atenția cu talentele poporului moldovnesc, care sunt foarte bogate, talentele și foarte variate. În arta țesutului, în meșteșugul lemnului, în confecționarea caselor, ornamentelor moldovnești, mai ales le impresionează dansurile populare și cântecele populare moldovnești. Gazeta de perete cu care se mândresc studenții ce frecventează cercul Materna apare permanent. Temele reflectate în ea sunt cele mai diverse. În timpul liber, Angela Nicolinco adună literatură artistică, material ilustrativ, didactic, pe care îl folosește la orele de studii. Dumnea ei se mai ocupă și cu lucru științific. Acest fapt servește drept bun exemplu pentru discipoli. Andrei Mârza, studentul anului întâi, studiază cu plăcere istoria și literatura moldovenească. De aceea a lucrat asupra unui referat dedicat vieții lui Dmitrie Cantemir. Am selectat informații din diferite cărți, ziare, din internet, chiar și din ziarul din anul 1973. Am cunoscut mult interesant despre acest om. A fost un om savant, înțelept, patriot, domnitor al Moldovei, a încheiat un tratat de pace cu Rusia la Iași, cu Petru I. Angela Nicolinco remarcă că dragostea de profesie și carte i-a fost transmisă prin ereditate. Toți frații tatălui dumneiei au fost pedagogi. La fel, Angela Iustinovna și sora Virginia și-au dedicat viața pedagogiei. Fratele mai mare al mama mea, al mamica, a fost director de școală în sat. A avut o bibliotecă foarte, foarte bogată. Mama mea, necătând că lucra la deal, pe câmp,
Ea citea toate romanele franceze, de aici și numele meu Angela și a surioarei mele Virginia. L-a citit pe Jean-Jacques Rousseau, Virginia, și despre educație și alte cărți. Și în familia noastră este cultul cărții. A fost și este și va fi și la nepoți și la nepoatele mele. O profesoară înțeleaptă, deșteaptă, predă lecțiile, stimă față de elevi. Filozoful Kant a spus cândva că o educație bună este izvorul întregului bine în lume. De educație depinde și viitorul societății. Elevul a fost și rămâne pentru pedagog o speranță, o împlinire. Iar pedagogul este acea personalitate care servește pe parcursul anilor drept un izvor de inspirație și exemplu pentru discipolii săi. Copilăria nu este o vârstă, este o lume. Putem oricând bate cu sfială sau cu îndrăzneală, cu nostalgie sau cu bucurie la ușița ei. Ne putem lua și copiii de mână. Și astăzi vom vorbi despre cărțile pentru copii, care au o mare valoare în formarea lor ca personalitate. Cartea este un mister care ascunde mii și mii de cunoștințe ce le destăinui pe zi ce trece. A, B, V sunt primele litere pronunțate de către micuți. Acestea sunt literele studiate din prima lor carte oficială, Abecedar. De ce oficială? Pentru că până la Abecedar fiecare copil mai răsfoiește acasă cărți cu desene și povești. Cărțile pentru copii se clasifică în enciclopedii, cărți cognitive, cu poezii, fantastice și de aventuri, povești. De modul în care părinții pun în mâna copiilor primele cărți, depinde felul în care aceștia se vor raporta la lectura de mai târziu. Pentru aceasta este recomandat să le formăm și să le dezvoltăm copiilor mai întâi gustul pentru carte, astfel încât lectura să devină o deprindere. Actualmente, mulți părinți acordă o atenție deosebită cărților și preferă să le citească copiilor săi din primele zile de viață. Micuțul, ascultând vocea mamei sau a tăticului, se dezvoltă mai repede, începe a vorbi mai devreme. Încă de la început, copilul manifestă atracție pentru cărți. Este interesat de ea, o răsfoiește. Este atras de foșnetul foii, apoi de imaginile viu colorate și expresive. Arată cu degetul ceea ce îi place, privește cu atenție desenele și ascultă explicațiile scrise sau povestite de adulți. Cărțile pentru copii trebuie să fie în culori aprinse, cu multe ilustrații, astfel copilul mai bine cunoaște lumea care îl înconjoară, învață multe cuvinte noi, stabilind o legătură între conținut și imagine. Este important ca literele să fie mari pentru ca micuțul în viitor să poată citi independent. O importanță deosebită o are alegerea cărții, care trebuie să fie adecvată vârstei și posibilităților de înțelegere ale copilului. În primul rând, priviți atent coperta și conținutul cărții. Obișnuiți-i de micuți să aibă grijă de cărțile sale, să facă diferența între cărțile de colorat și de desenat și celelalte, care trebuie păstrate, de dorit fără niciun autograf de-al copilului. Un adolescent din Carolina de Sud, Statele Unite ale Americii, se pare că nu prea a avut idee cu ce se mănâncă banditismul, fiind înhățat de polițiști, după ce participase la un jaf. Din nefericire pentru hoț, o pungă cu cartofiori s-a spart în timpul jafului, iar urmele lăsate de haioșii cartofi i-au condus pe polițiști chiar la adresa tânărului hoț. Alte știri curioase vizionați în rubrica Știri din lume. Niște adevărate opere de artă făcute din pietre, doritorii le pot vedea într-un muzeu din Crimeea. La crearea acestor capodopere a adus interacțiunea artistică a omului și naturii. Proprietarul acestei colecții s-a învățat a vedea frumosul în ceea ce de obicei nu oprește privirea nimănui. Acolo unde geologii caută minereu, Alexandru Culiș caută pietre. În Ural și Kazahstan, în Caucaz și Crimeea. Printre operele sale sunt o turmă de mamuți, apusuri și răsărituri de soare sau chiar Petru I, într-o pălărie neagră, admirându-și noua corabie. Să-i înlocuiască unui pui de condor propria mamă au reușit colaboratorii grădinii zoologice din California. Puiul, născut slab și bolnav, e hrănit în mod artificial. Pentru a-l hrăni, lucrătorii grădinii folosesc o mănușă care seamănă cu o pasăre adultă. Este nevoie de aceasta pentru ca puiul să nu se obișnuiască cu oamenii.
Elevii unei școli din Krasnoiarsk pe ascuns luau automobilele părinților pentru a filma un show. Copiii a câte 12-13 ani le povestesc spectatorilor despre impresiile sale cu privire la viteză, putere și confort. Exact la fel cum o fac prezentatorii multor emisiuni pentru șoferi. Cele filmate, copiii le plasau în internet, unde această creație foarte periculoasă a fost văzută de jurnaliști și inspectorii auto. Acum se hotărăște cine și cum trebuie să fie tras la răspundere. Să le complice viața infractorilor ar putea invenția unui designer britanic de computere, Heather Hegborg. Acesta a scris un program care e capabil să transforme într-un portret tridimensional al omului o țigară, un fir de păr sau o gumă de mestecat care îi aparțin. Conform ADN-ului, mașina de calcul definește sexul, apartenența de rasă, culoarea ochilor, părului, vârsta omului. Toate acestea sunt unite împreună și iese o imagine 3D. Criminaliștii deja nutresc un interes profesional față de lucrările lui Heather, care până ce face doar schița persoanelor care aruncă gumele și țigările în locuri necuvenite. Masajul este una dintre cele mai vechi terapii naturiste. El contribuie la sănătatea fizică și emoțională și, în funcție de mișcările practicate, poate stimula și relaxa mușchii, îmbunătăți circulația și favoriza vindecarea unor mari varietăți de suferințe. Despre tehnica masajului, indicațiile și contraindicațiile acestuia în următoare secvență. Dacă ne-am mușcat un țânțar, neapărat vrem să ne scârpinăm. Dacă ne-am lovit, îndată vrem să netezim lovitura. Aceasta înseamnă că nimic altceva nu poate calma omul atât de rapid decât mâinile. Și ce să facem dacă suntem obosiți, enervați, fără dispoziție? Noi vă dăm răspunsul. Plecați la masaj! Masajul poate fi medicinal, de profilaxie, cosmetic și sportiv, iar în dependență de sarcina pusă, masajul poate fi tonifiant, de relaxare, de corectare. Există regula. Cu cât mișcarea în masaj este mai îndelungată, cu atât ea trebuie să fie mai ușoară, iar cu cât este mai scurtă, apăsarea trebuie să fie mai puternică. Mișcările mai rapide sunt energizante, cele lente sunt liniștitoare. În dependență de fiecare caz în parte, de partea corpului care are nevoie de masaj, însuși procesul are loc în general circa 25-30 minute. În cazuri când e mai greu să ajungi la efectul dorit, masajul se efectuează chiar și o oră sau două. Există numeroase uleiuri de masaj. Cel mai bun este uleiul de migdale dulci, dar puteți folosi orice cremă care nu este absorbită prea repede în piele. Există însă și alte obiecte importante. Cel mai important adjuvant în tehnica masajului de reabilitare este sofaua calitativă și, desigur, mâinile talentate. Masajul nu se face în caz de febră sau dacă aveți o durere inexplicabilă. Nu faceți masaj după o intervenție chirurgicală sau pe zone învinețite sau inflamate și evitați apăsarea sub genunchi sau pe regiuni osoase. Mișcările se fac de jos în sus, evitând atingerea coloanei vertebrale. Pe lângă toate acestea, ar fi bine ca masajul să fie însoțit de o melodie de relaxare. Dacă noi, femeile, avem o stare proastă, psihologii ne sfătuie să ne machiem, să ne îmbrăcăm frumos și să purtăm tocuri. Unica problemă e că tocurile pot deveni motiv de stres în multe cazuri. Dureri de picioare, rostogoliri, căderi sau chiar luxații. Cum să le evităm pe acestea, având posibilitatea în același timp să purtăm încălțămintea care ne place? Aflați chiar acum! Dacă să analizăm, vom ajunge la concluzia că într-un an de zile din cele 6 perechi de încălțăminte cumpărate, numai una singură poate fi considerată o achiziție comodă și nepericuloasă, o pereche de Adidas. Restul vor fi sandale, pantofi, cizme foarte frumoase și toate cu tocuri înalte sau foarte înalte, perfecte pentru pozare și fotografii. Însă nu trăim în fotografii, alergăm, mergem mult, purtăm genți sau sacoșe, uneori și câte 10 odată, deci de cele mai multe ori încălțămintea comodă este necesară. Tocurile se clasifică după formă și înălțime. Pentru a alege încălțămintea potrivită, comodă, trebuie neapărat să o măsurați. Înălțimea optimală a tocurilor este de 3-5 cm. Iar dacă încălțămintea dispune de o talpă foarte comodă și calitativă, atunci tocul poate atinge și 10 cm înălțime, fiind totodată confortabil. Pe lângă oboseala picioarelor, ne putem confrunta și cu podelele alunecoase. Deci, de ce se miră toată lumea când spunem că nu avem cu ce să ne încălțăm? Vă oferim câteva sfaturi pentru a alege cu cap tocurile ce nu fac bătăi de cap.
Sfătuiesc femeile să poarte încălțăminte cu tocuri înalte nu mai mult de 2 ore pe zi. Dacă o veți purta mai mult timp, atunci picioarele vor obosi foarte repede și cu timpul puteți să aveți probleme serioase din cauza aceasta. Dacă în primele 5 minute când probați o pereche de încălțăminte cu toc simțiți că vă deranjează, nu vă amăgiți. De obicei, ce nu este confortabil de la început rămâne tot atât de neconfortabil până la sfârșit. Dacă vă pregătiți pentru un eveniment, dar până acolo trebuie să mergeți pe jos pe un teren pietros, puteți ascunde în poșetă un săculeț elegant cu încălțăminte adecvată. Alegeți încălțămintea care vă permite să aveți centrul de greutate pe călcâie și nu pe degetele din față. Seara faceți băi de contrast pentru picioare, mergeți desculți acasă. Faceți exerciții pentru a diminua fluxul de sânge la extremități. Pentru aceasta, ridicați picioarele la un nivel mai sus de poziția capului. Picioarele zvelte în tocuri înalte, acest lucru este foarte frumos și la modă, dar nu trebuie de făcut abuz. Sănătatea e mai presus decât toate. Calendarul popular spune că astăzi e timpul potrivit să începem a săpa pământul. Pe cât însă ne va favoriza în acest lucru timpul de afară, ne spun meteorologii. Pentru săptămâna curentă, meteorologii prognozează timp variabil. Noaptea se vor atesta 0 plus 7 grade Celsius, ziua plus 5 plus 12. Vântul va sufla din direcție sudică cu trecere în sud-estică, cu viteza de 1-6 metri pe secundă. Începând de miercuri, timpul se va încălzi. Spre sfârșitul săptămânii se așteaptă ploi slabe. Atât pentru această ediție. Ne revedem peste o săptămână, la aceeași oră. Pe curând!